Condamnarea lui Vladimir Putin. Ce s-ar putea întâmpla cu președintele Rusiei? Chiar dacă la Curtea Penală Internațională de la Haga a fost deschisă o anchetă în privința unor posibile crime de război în Ucraina, procesul ar urma să dureze ani de zile, după cum consideră experții. Printre cei care ar putea fi acuzați se numără și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În ciuda faptului că se transmite un semnal puternic, având în vedere că lucrurile se mișcă deja în această anchetă, cu cât se ajunge mai sus, cu atât devine mai dificil, consideră un expert al Universității din Viena. Președintele american Joe Biden l-a numit în mod public pe președintele rus Vladimir Putin criminal de război, dar experții juridici au declarat că o urmărire penală a lui Putin sau a altor lideri ruși s-ar confrunta cu obstacole mari și ar putea dura ani de zile. Ce sunt crimele de război? Curtea Penală Internațională de la Haga, CPI, definește crimele de război ca fiind încălcări grave ale convențiilor de la Geneva de după cel de-al doilea război mondial, acorduri care stabilesc legile umanitare internaționale care trebuie respectate în timp de război. Încălcările includ țintirea deliberată a civililor și atacarea unor ținte militare legitime în cazul în care victimele civile ar fi excesive, au declarat experții juridici. Ucraina și aliații săi occidentali acuză forțele rusești că țintesc civilii fără discriminare. Rusia, care descrie invazia sa în Ucraina ca fiind o operațiune specială, neagă că ar fi vizat civil și afirmă că obiectivul său este de a demilitariza și de nazifica Ucraina, afirmații despre care Kievul și Occidentul spun că sunt nefondate. URSS a ratificat Convenția de la Geneva în 1954. În 2019, Rusia și-a revocat recunoașterea unuia dintre protocoale, dar rămâne a celorlalte acorduri. CPI, formată în 2002, este distinctă de Curtea Internațională de Justiție, un organism al Națiunilor Unite care audiază litigiile dintre state, arată o analiză a Reuters. O anchetă a fost deschisă deja procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a declarat luna aceasta că a deschis o anchetă privind posibile crime de război în Ucraina. Nici Rusia și nici Ucraina nu sunt membre ale CPI, iar Moscova nu recunoaște tribunalul. Însă Ucraina și-a dat acordul pentru examinarea presupuselor atrocități comise pe teritoriul său, care datează de la anexarea crimei de către Rusia în 2014. Rusia ar putea decide să nu coopereze cu CPI și orice proces ar fi amânat până la arestarea unui acuzat. Aceasta nu va împiedica Curtea Internațională să-și continue urmărirea penală și să imită mandatele de arestare, a declarat Rebecca Hamilton, profesor de drept la American University. Procurorii au nevoie de dovezi. CPI va emite un mandat de arestare dacă procurorii pot demonstra că există motive rezonabile de a crede că au fost comise crime de război. Pentru a obține o condamnare, procurorul va trebui să dovedească vinovăția unui acuzat dincolo de orice îndoială, au declarat experții. Pentru cele mai multe acuzații, acest lucru necesită dovedirea intenției. O modalitate de a face acest lucru ar fi ca un procuror să demonstreze că nu au existat obiective militare în zona unui atac și că acesta nu a fost un accident dacă se întâmplă din nou și din nou, iar strategia pare a fi aceea de a viza civil în zonele urbane, atunci aceasta poate fi o dovadă foarte puternică a intenției de a face acest lucru, a declarat Alex Witting, profesor invitat la Harvard Law School. Cine ar putea fi acuzat de crime de război? O anchetă privind crimele de război se poate concentra asupra soldaților, comandanților și șefilor de stat, au declarat experții un procuror ar putea prezenta dovezi că Vladimir Putin sau un alt lider de stat a comis o crimă de război ordonând direct un atac ilegal sau că știa că se comit crime și nu a reușit să le împiedice. Astrid Reisinger Coracini, lector la Departamentul de Drept Internațional al Universității din Viena, a declarat că echipa CPI se confruntă cu o provocare în a prezenta dovezi care să facă legătura între crimele de pe teren și ordinele primite din partea liderilor de la nivel superior. Și cu cât se ajunge mai sus, cu atât devine mai dificil, a spus ea. Condamnarea poate fi dificilă în cazul crimelor de război. Experții juridici au declarat că bombardamentele din Mariupol asupra unei maternității și a unui teatru marcat ca adăpost pentru copii par să se încadreze în definiția crimelor de război. Dar obținerea unei condamnări poate fi dificilă pe lângă provocările cu care se confruntă pentru a dovedi intenția în multe cazuri și pentru a-i lega direct pe lideri de atacuri specifice, procurorilor le poate fi greu să obțină probe, inclusiv mărturii de la martori care ar putea fi intimidați sau reticenții să vorbească. În cazul Ucrainei, procurorii CPI vor cerceta probele video și fotografiile disponibile public. Nu este în niciun caz un proces rapid, Faptul că lucrurile se mișcă deja este un semn foarte puternic, a declarat Hamilton. De asemenea, aducerea inculpaților în fața instanței poate fi dificilă. Este aproape sigur că Moscova va refuza să se conformeze mandatelor de arestare. CPI va trebui să urmărească potențiali inculpați pentru a vedea dacă aceștia călătoresc în țări în care pot fi arestați. Zelenski anunț cu tremurător. Ultimul mesaj al președintelui Ucrainei Într-un discurs național transmis marți de Volodymyr Zelenski, președintele ucrainean a oferit o actualizare a situației care se desfășoară în Mariupol, afirmând că în oraș există încă 100.000 de, de persoane care trăiesc în condiții inumane. De asemenea, el a acuzat forțele rusești că au capturat un convoi umanitar care se îndrepta spre oraș. Aproape 100.000 de persoane rămân în continuare blocate în Mariupol, oraș aflat în ruine și se confruntă cu lipsa alimentelor și bombardamentele rusești constante, a declarat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care a făcut apel la eliberarea unui convoi despre care a spus că a fost capturat de forțele rusești. Convoi umanitar, blocat de ruși. Într-un discurs video, marți seara târziu, el și-a renuit apelurile către Rusia pentru a permite coridoare umanitare sigure și a declarat că civilii se confruntă cu condiții inumane. Sunt într-un asediu total, fără hrană, apă, medicamente, sub bombardamente constante și sub bombardamente constante, transmite de Guardian. Mai mult de 7.000 de persoane au scăpat din oraș în ultimele 24 de ore, a precizat el cu toate acestea. Un convoi umanitar care se deplasa pe o rută convenită la vest de oraș a fost capturat de ocupanți. Convoiul de lângă Manguș era format din șoferi de autobuz și personal al serviciilor de urgență. Din păcate, aproape toate eforturile noastre sunt sabotate de ocupanții ruși, prin bombardamentele lor sau prin teroarea deliberată. Astăzi, în nere marți, unul dintre convoaiele umanitare a fost capturat de ocupanți pe un traseu stabilit în apropiere de Manguș. Angajații ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și șoferi de autobuz au fost luați prizonieri. Facem totul pentru a ne elibera oamenii și a debloca circulația încărcăturii umanitare, a precizat președintele ucrainean.